Cei mai mulți constanțeni lasă pe ultima 100 de metri achiziționarea acestor simboluri și asta pentru că le este greu să-și dea seama care este mai frumos și mai deosebit pentru persoanele dragi cărora le vor oferi. Pentru cine căutați mărțișoare? Pentru nepoței, pentru prietene. Căutați un model anume? Mă orientez la fața locului, că știți, văzând atâtea standuri, nu ne decidem așa ușor. Un model anume sau ce vă sare în ochi? Nu, ce e mai frumos. Pentru cineva frumos, nu? Aveți un buget stabilit anume sau? Nu. Unii caută ceva aparte, alții rămân la mărțișoarele clasice, mergând mai mult pe simbolistica acestei tradiții. Alegi modele speciale pentru fiecare sau le iei pe toate la fel să nu se supere? Modele speciale. Am o nepoțică, am o fică, am prietene. Modele speciale sau ceva cu asta? Nu, încerc să găsesc ceva special. Aveți un buget anume alocat? Nu m-am gândit la asta. Nu contează până la urmă. Semnificația mărțișorului a rămas aceeași de-a lungul timpului, revenirea la viață. Pe vremuri, șnurul colorat alb-roșu era de fapt clasicul mărțișor. Mai apoi, mărțișorul a început să fie simbolizat printr-o monedă, de cele mai multe ori din aur sau argint. Mai târziu, bucăți de lemn erau cioplite sub diverse forme, iar în zilele noastre, mărgelele frumos colorate, broșele sau brățările le-au luat locul devenind, din păcate, o afacere.